Deci primăria Mediaș nu are nici o atribuție în legătură cu șoseaua de centură. Sigur că primăria Mediaș poate să se implice prin acordarea autorizațiilor necesare, prin, mă rog, rezolvarea unor probleme birocratice, dar atribuția este a Companiei Naționale de Drumuri și Autostrăzi și, sigur, cu lobby-ul făcut de domnul senator Arcaș, de domnul președinte al Consiliului Județean Cingrea, eu sper ca problema să se, să se rezolve. Cu atât mai mult cu cât compania ne-a trimis o adresă prin care ne solicită să ne reluăm înapoi în administrare porțiunea de drum DN14 care trece prin oraș, practic impunându-ne ori vreți DN14, ori vreți centură. Sigur că vrem centură și o să preluăm înapoi în administrare porțiunea de DN14 care trece prin oraș, cu speranța că totuși lucrările la centură